Microbuzul s-a răsturnat aseară în localitatea Scurtu Mare din județul Teleorman. În momentul accidentului, în mijlocul de transport se aflau 17 persoane. Din acest motiv s-a luat decizia activării planului roșu de intervenție. La locul accidentului s-au deplasat mai multe autospeciale ISU și ambulanțe. În acest moment intervenim cu 5 ambulante SMURT, de asemenea avem 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă care au și moduri de descarcerare, o autospecială de transport victime multiple, sunt 33 ambulanțe ale serviciului de ambulanță județean. 7 pasageri au fost răniți și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria. Pentru șofer, un bărbat în vârstă de 46 de ani, medicii nu au mai putut face nimic și a fost declarat decedat. În camera de gardă primirii urgențe a Spitalului Județean Alexandria au ajuns 7 victime, stabile din punct de vedere hemodinamic, se află în curs de investigații. La nivelul spitalului s-a declanșat planul alb COTRO. Din primele cercetări, accidentul s-a produs din cauza șoferului care nu a adaptat viteza la condițiile de drum, într-o zonă în care există mai multe curbe. A pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a izbit de un stâlp de electricitate, după care s-a răsturnat.